După ce au obținut mai întâi locurile 1 și 5 la Calgary în Canada, apoi locurile 4 și 5 la Innsbruck în Austria, sportivul de la CS Mușcel lung, Mihai Cristian Tentea, a câștigat încă o dată locul 1 la proba de monobob din cadrul Cupei Mondiale în etapa desfășurată de această dată la Lillehammer în Norvegia. Competiția a avut la start 25 de echipaje din țări cu tradiție în acest sport, iar românul, originar din comuna Mărăcine în s-a impus în prima manșă de concurs cu timp de 57 de secunde, 37 de sotimi, iar cea de-a doua cu 57 secunde și 87 de sotimi. Mihai Tenta este pregătit de antrenorul Iulian Pocioianu, iar în urma evoluției foarte bună și a locurilor ocupate și-a îndeplinit obiectivul calificându-se la jocurile olimpice de tineret, care se vor desfășura în luna februarie 2016 tot la Lillehammer.